Bine v-am găsit la un alt video despre caractere. Astăzi vorbim despre favorita noastră vulpiță. Ea e Miko. Înainte să fi făcut video ăsta, l-am studiat un pic mai amănunt. O să vă arăt două build-uri diferite pe ea. Una care e standard pe ea și una care recomand acum în meta-ul de Dendro. Dar în același timp e foarte frumoasă, deci asta e dă bonus în plus. Hai să vorbim repede despre ea. Materialele lui doamna Yae se găsesc în doamna Inazuma, peste tot cum puteți vedea. Bossul principal e domnul de mijloc de aici, de la locul de desubt. Ea scalează în critical rate, ajunge până la aproape 20%. Asta o face foarte viabilă în orice set și oricum o jucați. Vă face să aveți statusuri bune fără să vă chiniți foarte mult. Dar țineți minte, statusuri bune pe ea înseamnă mult damage de la ea, pentru scaling e destul de mare. Hai să trecem la talente. Basic-urile lui Yae sunt simple, basic-uri electro, gen Lisa, numai cu un charge attack destul de mare AOE, nu la fel de mare ca Lisa, dar un charge attack AOE destul de bun, foarte bun când jucați la Yae DPS. EO este sursa, cred că, principală de damage referitor, ea face majoritatea damage-ul cu EU. Mai ales dacă faceți combinații între cele trei vulpițe Sakura. Damage-ul, cum puteți vedea, nu e scaling mare, dar e damage pe secundă. Și dacă împreunați, mai ales, dă mai mult damage. Cooldown este destul de mic, mai ales, zice că 14 secunde, dar nu e adevărat. În momentul ăla când voi dați ultimata, o să se reseteze EU-a. Asta vă ajută să aveți constant damage electric pe teren. Ultimate se pur și simplu un damage nuke venit de sus. Pur și simplu funcționează în felul următor. Trebuie să aveți EU pus toate, pentru că ultimata pușcă de câte EU aveți pus pe teren. Dacă aveți 2 EU pușcă de 2 ori, dacă aveți 3 pușcă de 3 ori, dacă aveți 4 în momentul ăla, la constelat să vorbim, o să apară a 4-a, o să puște de 4 ori. Asta face independentă de E, dar EU e sursa principală a totul referitor la kit-ul ei. Primul talent este pur și simplu, cum am spus înainte, momentul ăla când folosiți ultimata, se resetează și dă un charge. Dar cooldown-ul cum fiind 4 secunde la E, mereu o să aveți cel puțin două, al treilea, poate așteptați o secundă, dar nici atâta nu cred că, nu s-o simți la mine. Următorul talent mi se pare cel mai important, din cauza că merge în meta actual cu Dendro, la Hyper Bloom sau la Aggravate, este că fiecare punct în Element Master la Yae îi dă damage. Repetorii damage e la electro damage se referă. Asta ajută foarte mult, mai ales la Hyper Bloom, pentru că 0-1 secunde la 1000 de element master, vă dați seama că nu-i foarte puțin. Dar haideți să continuăm tația, pur și simplu e crafting-ul. De asta nici n-am vrut să o pomenesc, dar e crafting-ul. Ataete, altceva n-are. Constelațiile, prima, mi se pare useless, pentru că își dă, când dați ultimata, își dă înapoi particule pentru ultimata. Ea nu are nevoie de așa ceva, ea are ultimata destul de des. Deja, de acostața 2 începe să fie din ce mai puternic. Cum v-am spus, devine al patrulea vulpiță pe jos care dă damage-ul cu EU și crește range-ul între ele. Linia între vulpițele ale de electro e mai mare cu 60%, aproape dublu, și ajută foarte mult să acoperiți o zonă mai mare. Constelația 4 începe să fie, cum s-ar spune, overpowered, 20% la party electro. Asta merge cu Raiden foarte mult. În momentul când puneți EU, EU îi spuneți mereu, pentru că EU lovește mereu oponentul, deci la fiecare 5 secunde aveți 20% pentru electro damage, pentru toată echipa. Cu Raiden merge extrem de bine. Ultima parte e momentul ăla când o jucați la critical rate. Primitor, mă, critical rate poate și că și la Hyper Bloom merge la fel de bine, dar critical rate se întâmplă de 60% mai puțin damage când lovește EU ultimata. O dați fix după aia, după E, deci o să aveți și numere foarte mari, extrem de mari. Atâta despre constelații, nu e mare de vorbit, doar că ca să se simte constelații trebuie buget, dar are consistență la cine poate să-și permită. Să trecem la arme. Arme, cum îmi place mie pe site-ul ăsta, în sfârșit mai l-actualizează un pic. Este arma 3 star, mi se pare cea mai bună pentru ea, pentru Hyper Bloom. Este Magic Guide 3 star-ul. Pur și simplu arma asta e insane de puternică. Are element master ca status principal. Pur și simplu când inamicul este afectat de Hydro sau Electro, în modul principiul nostru de Electro, o să dea extra damage. Asta ajută foarte mult
extrem de mult. Diferența de damage e foarte mare. După aia, a doua variantă, dacă să jucați și cu un pic de criticare și un pic de damage, adică hybrid, sau să jucați la element, la emblem, mă scuzați, la emblem, recomand Wizard, este o armă cu critical rate care are și element master în pasivă, și element damage, și atac, adică le are un pic pe toate și o forța, mi-a zis, ce putere e forța catalizat din joc, hai să vorbim, ce putere e catalizat din joc, recomandat pe ea. În momentul ăla când vreți să jucați și hybrid sau la emblem, da, pentru Hyperm, recomand 3 starul ăsta cu toată încrederea și testată și merge foarte, foarte bine. După aia avem arma ei. Cu arma ei nu trebuie să, cum să spune, să avem prezentări. Pur și simplu este insane pe ea pentru că dă atac mai mult, critica de damage mult, element skill-ul o să dea mai mult damage și element damage în sensul ei, adică electro damage-ul o să meargă foarte, foarte, foarte bine. Mai ales că, știți cum e statusul de critical damage, nu se aruncă niciodată. După aceea este o variantă de la Standard Banner. Este low spray-ul. E foarte bun din cauza care element damage are atac. Nu mă vezi speed-ul, nu prea ajută, dar element damage-ul și atacul și, și are crit rate ca status, deci puteți să vă axați pe artefacte numai în critical damage din cauza că ea are scaling-ul din critical rate ca caracter, pur și simplu cu încă 30%, 50%, vă puteți baza pe critical damage cât de mult puteți și puteți ajunge la niște critical damage foarte fine cu arma asta, dar e o opțiune foarte bună, dar în același timp tot de vizită mi se pare mai bună pentru emblem, aici vorbim despre emblem cu asta și cu asta, dar pentru doamna Hyperbloom, tot pe Magic Village merge oricând, la orice oră. Artefacte. Artefacte, cum văd aici, deja începem rău. Artefacte, doamna Thunder, nu recomand. Nu recomand deloc, deloc. Dacă vreți să jucați o emblem, jucați, văd că ce n-apare. Emblem pentru ultimată, ca să dați foarte mult pentru ultimată. Pentru DPS, două Thunder Ring, două Gladiator și Eminaua și să aveți atac și electro, ca să aveți un balans între basic-uri, EU și ultimată. Dar pentru meta-ul de azi, Gliden mi se pare cel mai bun. Dăm Element Master un damage, pentru că așa funcționează setul și ajută foarte mult în combinația aia, pentru că ajunge la niște numere destul de mari, mai ales dacă aveți și noroc la artefacte să vă pice decente cu atac, critical damage, ceva de genul. De obicei se joacă cu doamna Glided, Element Master, toate trei sus acolo unde se poate. Sunt puține variante de ales drept, dar sunt variante în care sunt diferite printre ele. Asta Hyperbloom, jucați la main de puță și jucați la ultimată cu emblemul care din ceva motiv jocul zis, adică site-ul zis că nu trebuie să punem aici, dar eu vreau să menționez că emblem este set foarte bun pentru ea. Dacă nu m-aș înșela, cred că a fost creat pentru ea. Dar hai să vedem un pic de timur, un pic de Yae Miko și niște gameplay, ne vedem acolo. Suntem aici la echipe, am făcut câteva echipe pe un cont de la un prieten, că eu nu am Yae încă. Asta e viața, tristă viața, dar asta e viața. Pur și simplu, prima echipă este cu ea sub DPS, cu baza pe ultimată cu emblem, cum am spus. După avem cu ea DPS cu două Thunder, două Gladiator, cu echipă, cum puteți vedea, care majoritatea e 4-star, dar damage-ul pe ea o să fie improved din cauza echipei. După aia avem Hyperbloom-ul, cum îmi place mie, în loc de că le puteți spune Naida liniștit, că merge foarte bine, uite așa frumos, și merge foarte bine. După aia avem aici Aggravate, cum v-am spus, merge chiar destul de bine, pentru că e constant Electro și constant Dendro. Asta a fost foarte mare, că Cookie Healer. Ne auzim la Yae. Bine, v-am găsit la doamna Yae Miko aici frumos. Cum puteți vedea, este aproape de 1000 element master. Statusurile celelalte, cum 54-7, e un status foarte bun pentru care trebuie buildat la element master. Damage-ul ei e foarte frumos. O să oricum vă arăt după ce vă discutăm despre ea. E foarte frumos. Cum am spus, cam de 3 star element master. Mi se pare cea mai puternică pe ea în setul ăsta de Hyperbloom sau Gravate. Artefactele, Glide, cum v-am spus frumos, tot urmărit Element Master peste tot, oricât de puțin s-ar putea. Unde nu s-au putut găsi mai bune, asta este viața. Știm toată lumea că Element Master nu pică din cer, dar e foarte bună. Constelație 0. La talente e bazat pe E mai mult, pentru că emblem e de discuție mai mult, e de farmat mai mult,
până atunci se joacă Element Master, că merge mai viabil. Hai să vedem un gameplay. Vedem aici în abis să vedem cum se descurcă doamna. Ea e cu adevărată putere națională. Cum puteți vedea, damage-ul lui ea e destul de mare. Una, două, trei, a făcut cele trei lucruri, cum puteți vedea, una lângă alta. După aia a dat fizicuri cu iaie. E destul de lentă pentru așa ceva. Dar cu 58k, cine să se păstă? Așa frumos, i-am adorat pe toți împreună. Damage-ul, cum puteți vedea, e foarte insane de mare. Facem cele trei așa, a murit domnul. Ia dună și pe ultimii trei aici frumos. Dacă vezi, m-a dat și un chat attack aici, că e element damage orice. Cum puteți vedea, nu-i greu, sincer, de jucată. Și numerele avânt la 68k, numerele merge foarte bine și nu a durat mult. Cât a durat? Nu a durat mult. Un minut și nu a durat mult. Și e bună pentru că ea e damage-ul principal. Bine, controlul una e, dar și toată echipa face damage. Nu că de un gine este un main pus în echipele astea cu ea e, dar ce putem zice e că ea este foarte viabil pentru meta actual și face față la Hyperion mai bine ca multe caractere. Mulțumesc că ați fost cu mine, ne vedem la următoarea. Pa, pa!